cum vedeți acest joc? Pentru că în cazul în care îți pierdeți și retrogradați matematic, e foarte important. Da, este un meci, să zic așa, crucial pentru noi. O deplasare grea din prisma drumului și din prisma terenului sintetic, dar mergem acolo să luăm cele 3 puncte, pentru că dacă nu câștigăm, suntem retrogradați matematic. Cum vă se pare adversarul? Bănuiesc că ați făcut deja. Da, chiar acum am venit de la video. Un adversar bun, mai ales acasă, o echipă ofensivă care dacă îi lasă joace, te taxează. Și în rest, voi cum sunteți așa, pe stare? Noi săptămâna asta suntem ok, pentru că în ultimul meci am prestat un joc bun, am luat primele puncte. Primul punct și mergem crezător la București. Super. Acest meci, în cazul în care l-ați pierde, vă poate retrograda matematic. Este o săptămână grea? Se simte așa puțin de presiune, dar nu sper să la ora jocului să nu simțim presiunea și să eliminăm din greșelile din meciurile anterioare, pentru că ne-au costat destul de mult. Adversarul cum vi se pare? Pentru că și ei au avut un sezon greu. Părerea mea o să fie un joc destul de echilibrat, pentru că sunt o echipă asemănătoare cu noi, ca și ca și vârstă, și ca și joc, și da, sper să reușim să luăm cele 3 puncte, pentru că un egal nu ne ajută deloc pe noi. Tu cum te simți că acum joci așa atacant, nu era chiar postul tău, cum e? Da, nu e postul meu, dar sincer e un post care îmi place și mi se pare că natura mea e cât de cât bun pe postul ăsta, dar la postul meu de bază e mijlocaș de apă. Sâmbătă, pe vine. În meciul acesta trebuie neapărat să terminați măcar legalitate ca să nu fiți retrogradați în matematică. În meciul ăsta trebuie să câștigăm. Dacă nici acum nu câștigăm, atunci înseamnă că în momentul de față nu cred că merităm să rămânem în Liga 2. Dacă ei ne bat în meci de rechiar, dacă circunstanțele sunt în favoarea lor, mai ales că vor juca la ei acasă, au mai avut și meciul din sezonul regulator la ei acasă, se desfășoară pe sintetic, pentru ei un plus, dar dacă suntem mai buni ca ei și câștigăm, înseamnă că avem șanse să rămânem pentru meciul de la baraj și vedem dacă putem să rămânem sau nu în Liga 2. Stare de spirit e mai bună, egal? Da, normal să fie un pic mai bună starea de spirit, dar am întâmpinat ceva probleme legate de pregătire săptămâna asta. N-am găsit înțelegere din partea celor de la poli să ne lasă să ne antrenăm și noi pe terenul sintetic de la baza 2. Și am fost obligați ieri să mergem la Arad. Am primit acolo acceptul să ne antrenăm pe motorul, pentru că era important să facem măcar 2 antrenamente pe sintetic înainte de a merge la Poftea, unde știți că se va desfășura jocul pe sintetic. Deci doar un antrenament pe sintetic? Doar un antrenament am reușit. Da, și vreau și astăzi să fac pe sintetic, dar am înțeles că este plin acolo toate grupele lor. Ieri a fost ceva turneu și n-am cu variante ca să putem să intrăm. Lotul este bine? Cum e terenul? S-a antrenat normal ieri. Lotul este bine. Asta e avantajul nostru, că reușim să ținem pe toți apți. N-am avut, cred că o singură dată am avut 2 jucători care n-au putut să joace, dar